Odată ajuns și în Elveția, nu aveți dreptul să ratați cea mai dulce aventură a vieții voastre, și anume să vizitați fabrica de ciocolată Cayer. Așa că propun să nu pierdem niciun minut și să pornim la drum. Drumul de la Geneva, localitatea Broc, acolo unde se află renumita fabrică de ciocolate Cayer, a durat aproape o oră și jumătate. Împărăția ciocolatei, fondată acum 180 de ani, păstrează într-un muzeu dovezi ale secretului preparării uneia dintre cele mai delicioase ciocolate din lume. Here, dedicated and creative people develop concepts that offer the public innovative consumer experiences. Pentru ciocolata elvețiană, laptele are un caracter istoric, spun cunoscătorii meseriei. Se simte din plin bogăția lui și mai ales faptul că vacile de la care a fost mult s-au păscut pe un anumit tip de pășune. O caramelizare a proteinelor păstrează caracteristicile lui și le potențează. În lumea ciocolatei, invenția nu are limite. O recunosc toți care ajung în regatul Cayer, unde pot degusta sortimente de ciocolată și admira în același timp Alpii. Am rămas impresionată de ceea ce am văzut. Multă, foarte multă ciocolată. Este cea mai bună ciocolată pe care am mâncat-o vreodată. Am impresia că am nimerit într-un adevărat regal al ciocolatei. Sunt fericită că am ajuns aici. Merită să vin măcar o dată în viață. Vizita la fabrica de ciocolată Cayer ne-a luat aproape o oră. După ce am văzut cum se prepară ciocolata, am trecut la degustat. Am mâncat ciocolată cât am putut. La finele aventurii dulci, după cum e obiceiul, echipa TVR Moldova a lăsat și un mesaj în muzeul de ciocolată. I love chocolate, motoul împărăției Cayer.